trebuia să dau ordine. Ilie! Vino la mine. Mai dure acum, trebuie să... Ia, Ilie, vino cu ala. Hai, Ilie. Utilajele erau cumva neadecvate pentru unele dintre ele, pentru lucrarea respectivă, un pic cam greoi acolo. Da. Dar cu toate astea, am fost foarte încântat de experiența mea de ziua respectivă. Ești foarte stăpân pe situație? Păi am învățat, am 9 luni când lucrez acolo. 9 luni? Foarte curat lucrez acolo, foarte curat lucrez și foarte bine organizat. Așa am învățat. Ești foarte, un om foarte, foarte serios pentru cei 19 ani care ai. Așa este. Un om la 19 ani are alte pasiuni de obicei. Sunt oameni și oameni. Da? Și cu fotbalul când mergi acasă? Sâmbătă seara plec. Sâmbătă seara? Asta faci constant? Da. Să știi că asta este un lucru care pentru mine tot așa m-a și emoționat, atâta pasiune pentru domeniul ăsta. Mergem fiecare weekend, nu? Fiecare weekend, da. 14 ore pe tren pentru a juca. Depinde, cum mai sunt și întârziere. Cât ai făcut cea mai mult? 18 ore din Timișoara. 18 ore? Și ai jucat fotbal, ai jucat... Ce poziție joci? Portar. Portar, nu? Și după aia ai revin apoi? Da. Deci a doua zi? Luni dimineață, la ora 6, ajung în Constanța. Și la ora 7 mă apuc de treabă. Știi că asta am rămas foarte, foarte impresionat. E joc la 13 ani, fotbal, 14 la 13 ani, da? Și îți place încă ai energie pentru treaba asta? Înțeles, cum? Sunt tânăr. Ce te atrage așa de mult să mergi? Adică care e... Asta e pasiunea, asta fac. Echipa, pasiunea, pentru tine, pentru ei, cum? Îmi place să joc, pur și simplu îmi place să joc. Da? 90 de minute știu că îi sunt cerul meu. Serios? Doar eu și poartă, atât. Nu mai uit de toate grijile, serios vorbesc. Da? Da. Deci cumva ca o descătușare. Da, bineînțeles. Și asta îți dă așa cumva energie să faci... Să continui, da. O pozi pe tren. Da. Am un cadou pentru tine. Pentru... Sper să îți placă și să-ți folosească. Tricou de portar la FC Botoșani. Aveți tricouri acolo, echipamentele voastre sau? Da, sunt noastre azi vechis. A, deci le aveți de mult? Cred că nu e echipa. Păi în afară de asta, atunci putem să vorbim, să facem și o sponsorizare, să aveți un echipament nou. S-ar bucura băieții? Bineînțeles. Păi facem da. Asta? Facem. Și acasă, când mergi numai pentru fotbal, am zis că ai și, și prietena care e acolo. Da, doar că prietena, v-am spus, m-am mutat cu ea în oraș. Și? Rar o văd. Adică, bine, doar când am meciuri în oraș apuc să, văd, să mă duc și la ea. Pentru că trenul meu pleacă din Pașcani și din Pașcani până în oraș sunt 80 km. Și nu prea pot să mă duc să văd. Doar când am meciuri în oraș. Și faci tot efortul ăsta pentru dânsa? Pentru ea, da. Ești de admirat, știi, serios. Am rămas, eu cel puțin, mi-a făcut foarte mare plăcere. Și nu mă gândeam că atâta determinare pentru treaba asta. Am un scop, lupt pentru el. Am rămas, ți-am zis, profund impresionat și vreau să vă luăm cumva lucrurile astea de pe cap și să ne ocupăm de chirie pe următorul an de zile. Să îl plătim noi și să ai un, îți dau și un voucher în sensul ăsta. Și pe următorul an de zile rezolvăm noi chiria începând de luna viitoare, ca tu poți să te gândești pe alte lucruri, să te concentrezi. Mulțumesc. Da? Da. Și te poți focusa pe toate lucrurile care le-ai de făcut. Sunt multe. Da? Vreau să-mi fac casa mea, nu? Mm-hmm. Vreau să-mi fac viitorul. De asta am început să lucrez. Am ales drumul ăsta, pe ăsta vreau să continui. Vreau să muncesc cât o să pot. Îți urez succes la meciul de sâmbătă. Mulțumesc. Aveai meci acum? Da, duminică. Îți mulțumesc mult de tot pentru... Mulțumesc și eu. La revedere. La revedere. E prima dată că am un echipament complet nou, nouț. Nu a fost să fie până acum, na. Asta e.